Bună seara, bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. În această seară am să vă fac citirea pe foaie sau am să fac citirea pe foaie pe inițiale. Înainte să încep, aș dori să vă spun că astăzi seară, de fapt că e trecut de 12, la ora 19, ora României, din nou, mă repet pentru abonații noi, cine dorește să ia parte la această curățare energetică este binevenit. Eu o fac în masă, nu trebuie să mă căutați pe YouTube, nu trebuie să mă căutați pe niciunde. Nu o fac live. Deci la ora 7 seara, ora României, dacă doriți să vă întindeți pe o canapea sau un fotoliu și pur și simplu 12 minute să stați așa, relaxați, să nu vă gândiți la nimic, cu mâinile una peste cealaltă, cu mâna stângă între sân, pe plex, și cea dreaptă peste cea stângă, bineînțeles. Dacă puteți sta mai mult de 12 minute, este ok. Dacă nu, nu, nu e nicio problemă. Stați cât simțiți nevoia, dar nu mai puțin de 12 minute. Bun, și acum am să încep, bineînțeles, cu mulțumirile de rigoare, pentru că sunteți alături de mine și mulțumesc noilor abonați. Iar dacă încă nu v-ați abonat, am făcut o mică pauză, mă scuzați, pentru că tot îmi țipă, am sterilizat una din pisici astăzi. Bun, dacă nu v-ați abonat încă, vă rog să o faceți dacă vă place ceea ce fac și vă place stilul meu, apăsând butonul de abonare, este gratuit și clopoțelul să vă ajungă videoclipurile în timp util. Bun. Și să începem. Inițiala de A, nume sau prenume. Pe dragoste vom merge bine tot cu cineva cu litera A. Mai ales dacă aveți nume de familie cu A și sunteți căsătorite, relația merge bine. Nu o să treacă anul până nu veți semna niște acte, aveți o realizare pe acte. Eu aș spune într-o săptămână, dar totuși zic să nu luați, hai să spunem până la sfârșitul anului, veți semna niște acte. Veți auzi și de un deces a unei persoane cu litera E, cu B sau cu M în nume sau prenume, sau chiar și de o boală mai gravă a cuiva, cred că este din familie, nu cred, sunt sigură. Din familie sau din neam, pentru că văd că sunteți destul de apropiați. Ia să vedem. Pe data de 6, vezi, cunoaște, bănuiesc că cele singure, clar. Pe data de 6, 6, 6, 6 decembrie, 6 zile, 6 săptămâni. Să nu uitați că foaia mea poate duce și până la 3 luni, dar eu zic că totuși sunt 6 săptămâni aici. Veți cunoaște pe cineva, vă cade realizare pe dragoste. Unii dintre voi în următoarea perioadă, deși e urât afară, văd că vă tundeți iarba. Nu știu dacă se mai poate, dacă plouă sau ninge, dar nu știu ce faceți, că tundeți ceva în curte. Probabil altele o să vă tundeți părul, o să vă veți face mai frumoase sau unii dintre dumneavoastră vă aranjați, vă vopsiți, vă faceți ceva la păr. Într-o zi de marți veți trage în linie într-o situație. Și aici, dacă aveți pe cineva cu litera R sau poate sunteți în nume sau prenume cu A și R, să aveți grijă să nu vă loviți, să nu vă loviți într-un pervaz, nu pervaz, ceva sus, să nu dați cu capul în ceva, dar aveți grijă că poate chiar ați și dat. O să vă loviți la cap într-un dulap în ceva. Cineva cu litera C își întoarce fața către voi în următoarea perioadă. Inițiala de B, nume sau prenume?
cineva aici a venit dintr-o țară arabă, la litera B. Unu, doi, trei, o să luați trei daruri. Nu sunt nici mici, nici mari, dar vom fi niște derulețe în următoarea perioadă. Vă țineți de mână cu cineva cu litera L, ori cunoașteți, ori dacă aveți, deci merge relația înainte. Cineva care este într-o țară sau oraș cu litera A, veți cunoaște pe cineva cu o inițială de V, W, V sau V normal. Văd pe cineva aici că face gimnastică sau face sală sau pe cineva, dar nu e vorba de sală, aici e un fel de gimnastică sau ceva de sport de performanță, sau aveți pe cineva în familie care face, dar nu o să o ducă la capăt, o să se lase de acest sport sau de ce face. Vinerea, indiferent că sunteți bărbați sau femei, ar fi bine să țineți totuși post pentru cineva cu litera E sau U. Probabil că este cineva bolnav, dar nu neapărat bolnav. Poate aveți o problemă de rezolvat cu o persoană de acest gen și atunci, ca să vi se îndeplinească, trebuie să țineți post, să faceți ceva. Aveți grijă la glezne. Și veți face un tur, dacă plecați în vacanță, o să faceți un tur de orașe, un tur de ceva. Da. Inițiala de când, nume sau prenume. Traversați o perioadă sau următoarea perioadă. Traversați o perioadă, ar fi bine să nu vă grăbiți. Orice aveți de rezolvat, faceți câte puțin astăzi, faceți pauză, mai faceți a doua zi puțin, iar pauză. Nu vă mai grăbiți să faceți multe lucruri într-o zi, că nu vă vor ieși. Vă agitați degeaba, deci trebuie să, nu știu, ca și cum să faceți un lucru, să lăsați energiile să lucreze aici, probabil că e mai mult. Este vorba despre cei care au afaceri, că dacă ești la muncă trebuie să muncești, n-ai ce să faci, nu poți să lași energiile să se așeze, însă da, puteți să reușiți dacă le luați pas cu pas, încet și nu vă grăbiți, deci este o perioadă în care trebuie să stați să gândiți foarte bine, să analizați foarte bine și să nu faceți afaceri în noiembrie și decembrie sau în următoarea perioadă cu oameni pe care nu-i cunoașteți. Adică puteți face afaceri cu oameni care îi cunoașteți de multe, în simplu, da? Deci nu persoane noi. Da? Deci nu persoane noi, că nu iese nimic. Un pic pe dragoste vă țineți cu cineva de mână cu litera A, B, M, N. Se poate un pic cam greu cu litera, dacă aveți pe cineva cu litera D sau N, merg lucrurile un pic mai greu, dar totuși nu văd despărțire. Trafic intens, dar faceți foarte multe drumuri, mulți dintre voi. Da, asta e foarte important și cu nervii să aveți grijă. Inițiala de D, nume sau prenume. Dacă sunteți femeie, să știți că văd aici parte bărbătească care vă înșeală sau vă înșelați sau, nu știu, face ceva necurat, dar dacă sunteți căsătoriți, rămâneți totuși împreună. Unii dintre voi v-ați apucat de sport sau sunteți mai plinuți și văd că trageți, sunteți pe bicicletă, mergeți mult pe bicicletă. Cei care au un copil sau doi, cel puțin
unul dintre ei va face armată, va merge în armată, sau dacă vă uitați, cei care doriți, să știți că veți reuși. Veți reuși în armată sau poliție. Faceți drumuri multe la o apă, cum ar fi Galați, Constanța, Brăila, nu știu, sau poate și în străinătate mergeți regulat, sau dacă sunteți în străinătate, mergeți la cineva, la o apă în permanență și o să mai mergeți aici. Pot fi și rude, copii, iubiți, iubite, nu contează, dar drumurile astea la apă le veți face mai mereu. Cei care sunt în cuplu o să vă meargă foarte bine pe bani, după un mic eșec totuși, dar merge treaba. Inițiala de E, nume sau prenume. Aici avem niște dureri de spate, dureri de picioare, la unii probabil, sper să nu fie și la unii, și, adică să vă doară și spatele și picioarele și toate, dar vine o perioadă când trebuie să aveți grijă oricum, unii de spate, alții de picioare. Duminică, într-o duminică, vă veți împăca cu o persoană cu care nu v-ați mai văzut de mult. Aveți o literă de S la care vă gândiți. E departe S-ul acesta, s-ar putea să fie peste mări și țări, probabil peste un ocean. Dar o să se lege niște lucruri. Dacă aveți pe cineva peste mări și țări, se vor lega niște lucruri la un S, sau pur și simplu la o persoană pe care o aveți la drum. Cineva cu litera G vă gândește, dar nu vă mai place de el sau de ea, că s-a îngreșat, că are un mers mai urât, sau e ceva care nu vă mai place, sau pur și simplu poate s-a însurat cu, sau stă cu cineva cu litera M. Cine lucrează în halat alb, doctoră, sunteți doctor asistentă, deci dacă lucrați în policlinică, spital, o să vă schimbe programul. Vi se schimbă programul și nu știu dacă vă convine. Și în viitor, dacă sunteți singure sau singuri, până la urmă, ori rămâneți cu una care deja aproape că-l aveți, ori dacă nu veți cunoaște pe cineva cu litera A cât de curând. Inițiala de F, nume sau prenume, uite, F-ul, tot niște probleme la mijloc, din nou văd aici, sau la abdomen, abdomenul, mijlocul, nu, sunt organe duble. Mergeți, vă rog frumos, la doctor, aveți grijă de rinichi, da, pentru că văd... Și sunt rinichi, da? Că văd abdomenul și burta aici, avem niște probleme. Cu munca mergeți înainte, deși nu prea vă place unora dintre voi. O să semnați, încheiați un credit aici. Terminați cu un credit, cu o datorie sau cu o datorie la cineva. Dacă aveți cu litera L copil, e un pic supărat această persoană pe dragoste, sau relația cu dragoste va fi în următoarea perioadă un pic supărată, și foarte mulți dintre voi, unde locuiți acum, nu veți mai locui în viitor, veți schimba casa sau vă mai construiți ceva, dacă aveți o casă, nu știu, orice casă, vă mai construiți ceva sau vă mutați. O să vă ajute cineva cu litera P, nume sau prenume, sau firmă, sau persoană, sau cineva cu litera P. Inițiala de G. Aici sunteți, e cineva care nu are servici și tot nu vă convine ce vă găsiți, sau mergeți o perioadă, pe urmă nu mai mergeți. Alții dintre voi, foarte multă muncă aici, la litera G, în următoarea perioadă, foarte multă muncă, sau sunteți plictisiți de serviciul la care mergeți pur și simplu, dar
nu văd să, nu știu, cred că aveți o oboseală, dar să probabil că unii dintre voi veți ieși la pensie, dar mai aveți vreun an de zile sau e trecerea de anul ăsta la anul. Pe urmă am pe cineva aici care a fost bolnav de plămâni, aveți grijă că veți mai face apă la plămâni, îmi pare rău că trebuie să vă spun. Da, deci mai, mergeți la controle cu plămânii. Pe data de 4 sau în 4 zile, 4 săptămâni, veți fi triști un pic, veți fi triști un pic. Veți fi triști că nu puteți să vă rezolvați până la sfârșitul anului, e o problemă. Oricare ar fi ea, nu rezolvați. Dacă aveți în cap, din păcate, mai trebuie un pic să luptați. Inițiala de H, nume sau prenume. Veți vizita în următoarea perioadă un oraș, țară sau sat cu litera B sau vă cumpărați undeva, pentru că văd că veți face multe drumuri la cineva. Deci cu un asemenea oraș sau poate fi, să zicem, cu litera F, iarăși o persoană mai încade, sau cu litera M. Ori mergeți la persoanele astea, totuși îmi cade un oraș sau țară cu litera B. Mergeți la niște persoane aici, poate unii aveți pe cineva gen familie undeva. Sau dacă sunteți în străinătate, vă veți muta, veți schimba. Dacă aveți litera H și nume sau prenume, veți schimba țara sau orașul. În 4 luni de zile sau până în luna aprilie la anul, veți avea multe schimbări pe bani. Veți face niște investiții, dar sunt investiții obligatorii, nu că vă convin. Da. Inițiala de ei, nume sau prenume, aici aveți grijă cu picioarele, cu grăsimea, cu cineva cu litera S, M, cu care vă tot certați. Da, aici e o plictiseală la mulți dintre voi, ori stați acasă, ori nu ieșiți din casă, ori faceți doar servici casă, servici casă. E ceva aici care nu vreți să schimbați. Ați avut multe probleme în viața voastră în trecut. O să vă doară capul un pic. Aveți grijă la cap sau de la certuri. Cineva din familie o să aibă probleme cu capul sau îi tremură capul. Aveți sprijin din partea unor persoane cu litera M, cu litera A, cu litera iar M. Sunt mulți. H, G, aveți și poate o farmacistă sau ceva de genul, că doctor sau ceva care e aproape de voi și are grijă de voi sau întrebat. Sunteți un pic întorși, cei cu litera ei, nume sau prenume, un pic întorși în următoarea perioadă, o țineți așa langa, deci nu vreți să schimbați prea multe la voi. Dar da, până în luna iulie la anul vă veți rezolva și voi niște probleme. Probabil că cineva se va muta sau vă muta sau schimba și ceva, serviciul sau ceva în urma unui deces a cuiva. Acum decesul nu trebuie să fie din casă, vă spun, acum subliniez, este din punct de vedere cronologic, deci veți auzi de un deces, după aceea voi vă mutați ori cu casa, ori cu serviciu. Inițiala de J, nume sau prenume. Aveți probleme cu tranzitul intestinal. Un L vă dă la spate. Veți fi un pic nervoși și voi cu cineva cu litera C, nume sau prenume. Mamă, voi sunteți de aia care, majoritatea acum de aia care taceți și faceți, nu știu cum să spune, ca și cum crede lumea că v-ați liniștit și dintr-o dată v-ați întors și i-ați dat cu ceva în cap. Deci, în următoarea perioadă, mai ales că vine și postul, suntem în post și vine și postul Crăciun, adică suntem în post și vin și aceste sărbători, eu zic să nu vă răzbunați, să stați un pic liniștiți. Alții dintre voi
În schimb, va merge foarte bine pe instituții de stat. Dacă vreți totuși să vă hotărâți să dați un examen, să știți că într-un final o să luați inițiala de capa, nume sau prenume. Ia uite, văd un capa care va merge într-o țară cu apă, cu litera M la apă. Cred că cineva dintre voi se gândește să-și cumpere o casă sau un apartament undeva într-un oraș cu M, cum ar fi Mallorca, de exemplu, sau într-un oraș cu litera M, vă cumpărați casă sau vă mutați într-un oraș cu litera M sau vă cumpărați și acolo ceva, văd aici pe cineva cu litera K, nume sau prenume, sau poate să fie, de exemplu, și dacă vă cheamă Carla și vă scrieți numele cu K, să știți că v-ați asumat această energie, deci puteți și de la K normal la K să vă ascultați citirea. Văd că vă luați ceva la o apă într-un oraș cu litera M. Nu trebuie să fie Mallorca, am dat doar un exemplu. Nu mi-a ieșit acum numele orașului, deci mi-a ieșit doar M la apă și cald. Da, poate fi porunde. Da? Și o să aveți o frumoasă poveste de dragoste, mulți dintre voi, cu cineva cu litera D în final, care se ondulează așa pe lângă voi, o să se onduleze foarte... Veți fi fericiți cu D, nume sau prenume, bineînțeles, și aveți o înălțare, luați și voi aici cineva care, nu, înălțare este aici, e tot pe instituție de stat ceva, luați ori un examen, ori vă luați un act important care îl așteptați de mult, inițiala de L în nume sau prenume. Vă văd întinse pe spate, întinși pe spate, ia vedeți voi ce faceți, ori leneviți în următoarea perioadă, aveți un program de la 2 cu 3, 5 cu 2, nu știu, vă văd foarte mult întinși la pat, nu-mi cade neapărat o boală, dar stați prea mult în pat întinși, acum, Doamne ferește să nu cădeți și pe spate, știți, nu știu cum să vă spun. Aveți, am aici pe cineva cu Melania sau Melissa, vă veți căsători, Melania, Melissa, Melinda, ceva de genul acesta, vă veți căsători, dar nu știu de ce mi-a căzut, probabil că L, un nume sau prenume, are pe cineva cu acest nume, sau aveți în familie, cu Melissa, Melinda, Melina, ceva, Mădălina, da, că o să se căsătorească sau se însoară, Mădălin. O să mergeți la o mănăstire, mergeți într-o mănăstire cu litera R sau într-un oraș cu litera R și acolo unde vă rugați o să vi se îndeplinească, să vi se îndeplinească dorințele și dacă aveți în nume și prenume L și L, doi de L sau prenume cu L și L, să știți, numai dacă aveți, o să vă despărțiți de cineva în curând. Și cineva lucrează într-un hotel chiar în Ramada. Sau vă veți duce și veți sta într-un asemenea hotel, dar acolo că lucrați sau îl vizitați chiar într-un hotel, Ramada, nu știu, veți cunoaște pe cineva chiar dacă lucrați sau doar stați. Inițiala de M în nume sau prenume. Sunteți triști, sunteți în depresie, sunteți supărați, mulți dintre voi. Ați avut perioade, în fiecare lună vi s-a întâmplat câte ceva. Văd bani care îi dați când nu terminați cu una, vine cealaltă. Dar văd și realizări, nu aveți spor la bani, faceți ceva aici ca să vă mai rămâneți cu banii. Și în, nu știu, în viitor... Dacă aveți pe cineva cu Armand, Ar, cu A și R, Armand sau ceva, sau poate să fie cu A și R, două nume, prenume, ceva, dacă aveți deja, rămâneți, dacă nu, veți cunoaște pe cineva, vă certați cu cineva cu litera S. Nu prea, unii dintre voi nu prea aveți prieteni sau ați terminat cu niște părți feminine, chiar dacă sunteți bărbați sau femei,
Încercați să vă gândiți bine la schimbarea pe care vreți să o faceți. Eu zic să dezlegați niște ceva. Trebuie să vă dezlegați, trebuie să faceți niște dezlegări, să mai faceți. Ați fost, nu e bine ce v-a făcut, nu este în regulă, nu v-a făcut, v-a mințit sau n-a făcut bine, că încă nu sunteți cum trebuie, cei care v-ați dus, bineînțeles. Mai aveți de dezlegat ceva ca să vi se dezlege drumurile cumva, nu știu ce e aici. Și mai târziu cineva cu litera G o să vă aducă niște bani, dar nu știu că de când trebuie să aducă, nici nu mai știu dacă îi aduce. Bun, inițiala de N, nume sau prenume. Aici văd multă muncă, turnați ciment unii dintre voi, alții faceți sau stați lângă un pod. Stați lângă un pod. Cine stă lângă un pod sau cine face ciment, că de fapt nu asta era interesant, că locuiți lângă un pod sau că vă turnați ciment, veți avea parte de un serviciu mai bun sau un serviciu nou, începând de la anul, de la începutul anului viitor. Poate unii dintre voi chiar și în alt oraș sau țară, dar o să vă meargă foarte bine sau pur și simplu o afacere, un nou contract. Apa este, va duce noroc în următoarea perioadă și niște scări. Undeva mergeți și urcați niște scări și o să vă aducă noroc acolo. Inițiala de o nume sau prenume, sau poate vă turnați scările acum și cei care își toarnă scările acum o să fiți foarte bine. Inițiala de o sau nume sau prenume, indiferent că aveți sau nu aveți copii, veți mai face un băiat. Aveți grijă să-l și doriți. Dacă aveți fată, s-ar putea să nu mai vreți un copil, aveți grijă să nu dați afară acel copil. Că vă mai cade un băiat sau veți crește un băiat unui partener, poate. Cei care stați la apă, în speță la mare, mai ales la mare, veți avea un noroc aici. Bine, eu vă spun acum, eu nu vă sugerez să jucați, că văd jocuri de noroc, dar eu nu vă sugerez să mergeți să pierdeți banii, pe urmă să spuneți că sunt eu de vină, pentru că, da, văd aici un noroc la niște jocuri, pot fi orice fel de jocuri de noroc, dar eu nu v-am spus perioada, da? Deci în următoarea perioadă, nu e o detalare personală ca să spun exact luna asta este bună, sau nici nu v-aș spune până la urmă, ca să nu, că poate ați vă jucați toți banii, nu câștigați nimica și poate aveți energie bună peste 3 zile. Deci nu, aveți într-adevăr, mi-a ieșit porumbelul din gură că n-aș fi vrut să-l spun. Dar oricum, dacă jucați, totuși aveți grijă cum jucați, da? Și multe vizite, mulți prieteni, multe întâlniri în următoarea perioadă, multă veselie una peste alta, așa. Multă agitație, văd. Îi auziți ce urlă aia? Am sterilizat-o pe aia, pe madam. Și stau motanii la ușă la ea și zgrie de nu se poate. Ce eu îi fi făcut lui sursa? Da. Inițiala de pe nume sau prenume. Aveți frică, teamă de cineva cu litera A și D, nume sau prenume. Da. Aveți niște temeri cu cineva, vă este frică ca cineva să nu vină după voi. Poate aveți frică de partenerul vostru, poate vă are cu ceva la mână sau poate aveți parteneri agresivi. Aveți grijă aici pentru că, da, văd vânătăi, deci grijă la ce faceți. Bani vin, aici îmi cad mulți bani. Bani, 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 bani. Foarte mulți dintre voi, bineînțeles, fiecare la scara lui socială, veți avea parte de bănuți în următoarea perioadă. Inițiala de R, nume sau prenume. Aici văd că lucrați cu acte. Unde lucrați? La registru comerțului. Mi-a căzut aici R, C, R, R. Registru, da.
Unde lucrați voi? Care lucrați la registrul comerțului? Că sunteți sătui de acte, dar uite ce de bani faceți din actele astea sau într-o instituție multă cu acte, că și duceți, ajutați, faceți sau sunteți juriști, poate. Că faceți acte, multe acte în următoarea perioadă și chiar dacă faceți acte pentru voi să vă rezolvați problemele, da, o să vi le rezolvați, dar mai durează încă o lună sau 4 luni maxim, da? Pentru că mi-au căzut 4 puncte, deci 4 puncte și nu sunt 4 zile, da? Deci mai trebuie să deslușiți aici, e un mister, este un secret pe care încă nu-l știți în niște acte, să știți că cineva s-ar fi putut să vrea să vă înșele sau să vă înșele, cineva cu F... cu A. Da, și în 3 puncte, 3 zile, 3 săptămâni o să întoarceți spatele persoanei cu care sunteți. Inițiala de S, nume sau prenume. Aici e foarte frumos, a căzut la S. Văd că mergeți la teatru, la film, nu știu, văd multe ieșiri frumoase din astea fine, da, cineva cu ieșiți undeva, alții dintre voi, poate cineva, tot, nu știu, poate în România sau în țară o să vă angajați, văd, într-un abator, sau lucrează cineva în abator sau cu carne sau cu ceva, că văd carne multă. Dar nu știu, ceva nu vă convine, dar încă o să mai stați, să știți, până cel puțin până în august, în aprilie sau august, luna viitoare, anul viitor, pardon. Deci, da, trebuie să rămâneți acolo. În schimb, vă cade o inițială de el în nume sau prenume care tot baie cu fața, baie cu spatele. La voi, adică e ceva nehotărât și într-o zi de duminică veți fi binecuvântați, o să auziți. Deci o să auziți ceva de dușmanul vostru, de cineva. Veți auzi ceva și probabil că veți avea satisfacție sau pur și simplu o să spuneți, uite, nu l-a iertat sau nu a iertat-o Dumnezeu pentru ce mi-a făcut. Veți auzi într-o duminică de acest lucru și vedeți să nu cădeți pradă unei... Dacă ați dat bani până acum sau așa, să știți că nu să-i mai luați. Dacă n-ați dat, bine că n-ați dat. Pentru că trebuie să nu dați, că nu să-i mai luați. Inițiala de Ș, nume sau prenume. Marți, astăzi e marți. Dacă reușiți să citiți, o să aveți o bucurie totuși. Sau vă rezolvați ceva în casă cu o chiuvetă, cu o țeavă, cu un calorifer, cu... ceva nu este grav. Pe urmă veți cunoaște niște oameni noi în următoarele săptămâni. Nu știu, văd niște animale luxuriante, ca și cum v-ați duce poate la echitație sau la un hipodrom sau ceva, nu știu, cineva din voi sau aveți cai, unii dintre voi. Bine, mie îmi cade inițiala de Ș, nume sau prenume, poate n-aveți cai, dar aveți un vecin cu care vă combinați sau o vecină, nu știu, că cade frumos aici. Multă suferință, ați avut 3 necazuri în ultima perioadă, dar și la voi e una bună, două mai puțin bune în următoarea perioadă, dar totuși aveți protecție divină, văd aici. Și veți avea și voi care sunteți singuri, că în rest lucrurile merg cum necum. În relații văd că totuși sunteți împreună, faceți, nu știu, vorbiți, luați hotărâri, dar chiar și cei singuri, uite,
Cade o dragoste aici, dar unde? Spre sfârșitul anului. Totuși, zic că unii dintre voi chiar o să cunoașteți pe cineva până la sfârșitul anului și acum veți fi singuri sau nu de sărbători, voi veți hotărâ. Nu sunt lucrurile urâte, dar foarte multă suferință până reușiți să faceți ceva. Deci asta e în următoarea perioadă, 2-3 luni. Trebuie să trageți mult. Inițiala de T, nume sau prenume. Aici avem probleme cu sănătatea, să știți. Aici văd niște probleme în următoarea perioadă. Nu știu, ori veți avea o intervenție chirurgicală, ori o aveți și are cineva grijă de voi, ori pur și simplu aveți pe cineva din casă care se operează și voi aveți grijă de el. Pentru că văd pe cineva la pat și altcineva stă deasupra acestei persoane. Îmi pare rău că trebuie să spun chestia asta. Dar cineva cu M și cu B văd că ține la voi sau ține la voi, vă ajută sau vă sprijină. Veți da o sumă de bani aici. Nu știu, dați o sumă unei persoane cu V-O-V-A, cuiva cu V-A-V-O, nu știu, o să faceți ceva, vă achiziționați ceva, sau poate vă luați vreun Volvo, vreo mașină, unii dintre voi, poate să fie și asta, poate să fie vreun Volvo, poate să fie mașină, să știți, chiar uite. Da. Și aici vă schimbați o semnătură, unii veți divorța, alții vă veți căsători, să știți, sau alții vă veți face firmă în curând. Sunteți mulți, n-am cum să spun 100%. Dar credeți-mă că cam așa este cu ghilimele de rigoare, da? O să vă iasă ceva magistral până la sfârșitul anului, chiar dacă sunteți un pic, nu știu, e ca și cum nici n-ați crede că vi se poate întâmpla sau că vi s-a putut întâmpla chestia asta. Inițiala de ț, nume sau prenume. Aici cineva din familie sau din neam ia un examen, ceva cu robă, deci o să intre la o facultate sau luați un examen de avocatură sau ceva. Deci ați avut probleme în luna aprilie, au venit după voi din nou și acum iar aveți o mică încurcătură sau nu le-ați rezolvat pe toate cum trebuie și ori o luați de la capăt, dar până la urmă le rezolvați. Vine ceva din urmă, din luna aprilie, la voi aveți un oraș cu M, cine stă într-un oraș cu M sau țară, văd inundații mari, dacă sunteți cu ț în nume sau prenume, da? Nu știu, aici văd că vă schimbați, dărâmați un perete. Era să zic, vă schimbați un perete, dărâmați un perete. Dar peretele ăsta poate fi și metaforic. Ori vă împăcați cu cineva până la sfârșitul anului, ori pur și simplu îl dărâmați. Dărâmați din casă un perete. Nume sau prenume. Nu știu, aici faceți drumuri multe, ce aveți, nu știu, ori faceți drumuri multe, ori vă plimbați, ori aveți agenția de turism, nu știu ce să zic, că văd foarte multe drumuri sau lucrați într-o agenție de turism, veți vinde multe bilete, probabil că tot sunt vacanțele și vin și sărbătorile. Aici veți afla
niște secrete de familie, probabil de la soț, de la părinți sau ceva, sau de la soție, sunt niște secrete de familie pe care trebuie să le aflați ca să știți ce faceți în viitor. Vă cade în soartă cineva cu litera R, nume sau prenume, și bănuți, și bănuții văd că vin, dar trebuie să schimbați ceva. Dacă aveți servicii, trebuie să fiți atenți, nu știu ce e acolo, ori vă fură cineva, ori nu vă dă toți banii, ori vine în rate. Dacă aveți afacere, trebuie să faceți niște schimbări până în luna martie sau numai devreme de luna martie, de fapt, ca să vă meargă mai bine. Nu stați bine pe investiții în următoarea perioadă și văd că totuși vă întâlniți și cu cineva, iarăși cu litera R, cu L, cu M, cu N, cu I și cu B, care aveți grijă că e un pic cam bolnavă persoana asta cu litera B. Nu știu ce să zic. Inițiala de V, în nume sau prenume. Aici văd că aveți... V-ați mai liniștit, o să vă mai liniștiți în familie, dacă aveți, sau chiar și singuri, dacă sunteți, vă veți mai liniști. Unii dintre voi sunteți un pic plictisiți, dar aveți bucurie cu litera A, dacă aveți pe cineva nume sau prenume în familie, cu litera G, cu, nu știu, vă văd un pic mai așezați, mai liniștiți. Veți cunoaște și voi niște persoane, unii dintre voi, care pe data de 13, pe data de 13 în luna decembrie, o să, nu știu, ori cunoașteți pe cineva în decembrie de pe data de 13 sau cineva vă ajută pe data de 13 într-o problemă. Mama, aici văd, nu știu, e cineva notar sau judecător, că văd niște semnături din alea foarte mari, foarte frumoase. În orice caz, dacă sunteți, vă merge bine în continuare, o să vă meargă bine cu copiii. Cred că cineva de aici aveți și un copil înfiat. Sau dacă mai vreți un copil, dacă aveți doi, rămâneți cu doi, dacă aveți unul, veți avea doi. Și dacă aveți procese, să știți că, deși o să mai țină procesele astea poate și până la sfârșitul anului viitor, totuși, până la urmă, din toate încurcăturile astea, veți ieși, dar cu mult sprijin din partea multor persoane. Bun, X. Uite, aici văd, vedeți, am probleme aici de musculatură și chiar și de un pic de nervi. Avem niște probleme, trebuie să faceți un tratament sau să vă schimbați tratamentul. Văd aici că aveți animăluțe în casă, vă plac animalele. S-ar putea unii dintre voi să vă fi mutat de la curte la bloc în anii trecuți, în ultimii 2-3 ani. O să aveți și voi pe cineva cu litera L, cu litera D, cu... Adică cei care sunteți singuri, da? Dacă sunteți cu cineva cu litera A, unii dintre voi, de fapt, și aici e o problemă, s-ar putea să fie bolnavă această persoană sau să vă despărțiți de ea, pentru că îmi cade totuși... Nu-mi cade înțelegere, ori vă despărțiți, ori e persoana bolnavă pur și simplu și da, veți primi ajutor într-o problemă de familie, veți primi ajutor până la sfârșitul anului. Epsilon, adică Y. Da, aveți aici un maestru, nu știu ce faceți. Ori pictați, ori, nu știu, îmi cade un maestru. Aveți de-a face cu un maestru. Sau cu un profesor foarte mare. Veți cunoaște pe cineva. Dacă faceți cursuri sau studii, da, veți reuși cu acest om. Dacă nu veți cunoaște un maestru, poate să fie și dirijor. Deci îmi cade un maestru ca și parte... bărbătească, dar poate fi orice până la urmă. Deci
Și îmi cad foarte multă balonare aici pe sănătate, deci mai ales cei care sunteți robuști, văd persoane totuși mai mici de înălțime și mai robuste, nu neapărat plinuțe sau grase, plinuțe, adică mai robuste, aveți grijă cu balonarea, da? Pentru că asta văd și asta vă spun. Ați avut un rateu în viața voastră, ați lăsat pe cine nu trebuie și ați rămas cu cine nu trebuie și sunteți supărați, sunteți supărați pe ceea ce ați făcut. Inițiala de Z, nume sau prenume. Aici aveți, indiferent când auziți această foaie, la inițiala voastră, la Z, nume sau prenume, să știți că veți avea 3 luni de veți urca, da? Veți urca, veți avea realizări, o să vă reveniți chiar și cu copiii, dacă aveți, deși s-au clătinat în ultima perioadă și tot într-o parte îi văd că stau, deci tot un pic gânditori, îndrăgostiți, pierduți în spațiu, dar până la urmă e cineva îi împinge, îi duce, îi ridică, o să-și revină. Cineva din timp, uite, deci pleacă ori în America, ori în Dubai, pentru că văd blocurile acelea foarte înalte sau la Tokyo sau nu știu, văd zgârie nori foarte înalți aici. Cineva din voi o să aveți grijă de o mamă care s-a ținut bine la viața ei, dar acum nu știu, aveți grijă de ea, o sprijiniți, aveți grijă sau nu știu ce se întâmplă, mergeți mai des la ea. Veți rămâne cu soțul dumneavoastră în final, o să vă împăcați cele care sunteți sau cei care sunteți despărțiți de fapt cu soțul sau soția, veți rămâne în final împreună. Ați avut o perioadă în viața voastră extraordinară, după care ați început să pierdeți, dar văd că acum o să vă echilibrați. W, nume sau prenume. Cineva cântă aici, sau mergeți la o orchestră, sau e cineva care. Sau voi cântați undeva. Da. Și aici văd mai mulți parteneri. Indiferent că sunteți femei sau bărbați, să știți că veți cunoaște mai mulți, veți avea mai mulți parteneri în următoarea perioadă. Cu sănătatea nu stați neapărat rău, dar văd că aveți vicii de băutură. Dacă aveți în familie inițiala de A și C se vor căsători sau se vor lua sau se vor mai face o nuntă sau mergeți la un botez sau la o petrecere în familie. Și dacă sunteți născuți pe data de 17, da, o să vă rezolvați problemele, dar încă mai durează un pic. Și care sunteți bărbați, să știți că veți cunoaște o femeie cu litera M, nume sau prenume, care are părul mai lung de umeri și este ondulat. Bun. Să vă fie de bine. Aceasta este harta dumneavoastră, sunt cărțile voastre. Da? Acestea sunt. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc numai bine și să ne simțim. În seara asta, la ora 7, ora României, cât mai mulți să fiți prezenți, pentru că știți foarte bine că vă simțiți mult mai ok după aceea și multe drumuri se mai luminează sau căile, drumurile sau pur și simplu vă veți da seama cu adevărat încotro să o luați dacă sunteți un pic debusolați. Vă doresc o zi minunată, o săptămână bună.
și să nu vă lipsească nimic niciodată. La revedere!